5 plante ayurvedice au efecte miraculoase în combaterea anemiei, oboselii și a stărilor de epuizare. Combinate, cele 5 plante medicinale indiene mențin sănătatea sângelui, întăresc sistemul imunitar și ajută la buna funcționare a ficatului și splinei. Despre ce plante este vorba, ce calități are fiecare și ce efecte are combinația ayurvedică asupra organismului, ne spune medicul Carla Fabian. Stările de oboseală nejustificată, slăbirea sistemului imunitar, scăderea apetitului, deci așa numită anorexie, sau anumite stări de indispoziție, tendință la depresie, la anxietate, pot de multe ori să fie simptomele indirecte ale unei stări de anemie. Toate aceste simptome pot să apară după perioade de supra-solicitare sau după boli. Pot fi semnele unui deficit de fier sau ale diferitelor forme de anemie care se instalează în organism. În această situație, bineînțeles, este bine ca pe lângă ajustarea regimului alimentar, care trebuie să fie mult mai bogat în minerale și vitamine, pe lângă o perioadă de odihnă suplimentară pe care noi trebuie să ne o permitem, putem să apelăm și la remediile pe bază de plante cu efect vitaminizant și remineralizant, care să ne ajute foarte mult să corectăm cât mai repede aceste deficiențe. Un set de analize va scoate la iveală deficiențele, iar pasul următor este tratamentul. Acesta poate fi convențional sau pe bază de plante. În fitoterapia indiană sunt utilizate o serie de astfel de plante cu efecte benefice în corectarea acestor stări. Exemple de asemenea plante indiene sunt punica granatum sau dadima, adică semințele de rodie care sunt bogate în minerale și vitamine, în special vitamina C, Emblica officinalis, amalachi, care este un fruct cu un foarte mare conținut de vitamina C și minerale, rubia cordifolia sau mangista, care este un foarte bun regenerant al sângelui și de asemenea tonifiant al ficatului și splinei, bine cunoscut fiindcă aceste două organe sunt principalele organe de depozit ale sângelui. Ele tranzitează foarte mult sânge și calitatea sângelui depinde foarte mult de buna funcționare a lor. Tinospona cordifolia sau guduci este un alt exemplu de asemenea plantă cu efecte benefice, salutare pentru menținerea calității sângelui. În momentul în care sângele este purificat și regenerat, iar ficatul și splina sunt purificate și tonifiate, dispar și efectele neplăcute, cum ar fi oboseala, indispoziția și deficiențele de atenție, iar sistemul imunitar își revine. În plus, conținutul mare de vitamine și minerale asigură și efectul antioxidant. Aceste plante sunt recomandate și în caz de diete speciale, știut fiind că, de exemplu, în curele de slăbire, regimul este restrictiv și atunci aportul de minerale și vitamine vine să susțină organismul în această perioadă. De asemenea, în cazul femeilor însărcinate, se știe că nevoia de vitamine și minerale este mai mare. Tot datorită efectului antioxidant, remediile care conțin aceste plante se recomandă persoanelor care sunt expuse pe durată îndelungată la radiații, de exemplu persoanele care stau foarte mult în fața monitoarelor, calculatoarelor, televizoarelor, care folosesc foarte mult telefoanele mobile. De asemenea, în stări de convalescență, în stări de supra-solicitare și, așa cum spuneam, ca tratament adjuvant, natural, în cazul anemiilor de diverse forme. Suplimentul alimentar Globiforte, marca Ayurmed, datorită conținutului bogat în minerale și vitamine, are un puternic efect antioxidant și regenerator pentru sânge. Crește imunitatea, fiind util în stări de convalescență și supra-solicitare intensă.